discutăm fără perdea despre perdele, draperii, covoare, lenjerii și toate accesoriile ce ne compun decorul vieții. Impune-ți stilul! Caută, măsoară, întreabă și alege din toată gama noastră. Odiseea redecorării nu are început, nu are sfârșit. AIDA, opere complete în pliuri, culori, texturi și gusturi rafinate. Pe strada Gării, numărul 73. Un magazin deschis tuturor gusturilor. Jurnal Giurgiuvean, o publicație care te poate scoate din orice situație. Vă așteptăm la redacție în complex Ancora Parter sau pe site-ul jurnalgiurgiuvean.ro. Jurnal Giurgiuvean, un cotidian care creează dependență cititorilor săi. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant în pas cu timpul trupul, non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul, jos colăcei! Hai, curaj! Șoferă-ți ca răsfăț suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiilacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. În piața centrală din Giurgiu, fiecare sezon își etalează legumele și fructele în condiții civilizate și cumperi de zor cu spor. În acompaniament, provocând gospodinele la o simfonie de ciorbițe și tocănițe, stau aliniate legumele necesare pentru prepararea mâncărurilor tradiționale. Fructele exotice și românești pară se afla într-un continuu concurs de frumusețe și savoare. Cu totul și cu totul speciale, în piața centrală sunt borșul, seama de varză, ouăle de țară, murăturile, zacusca, brânza, laptele proaspăt, curtițele de unt, toate oferite cu drag de producători din județul Giurgiu, în piața centrală. Cumperi de zor cu spor! Se spune că la casa cu flori mănânci mâncare delicioasă, ca la mama acasă, că ciorba de perișoare ar fi cea mai gustoasă, ba că ți-o aduc de vrei acasă. Garnitură și friptură, merge și o murătură, se mai spune că au sarmale, fasolică și pârjoale și pulpițe la cuptor. Păi cumva numărul lor? 0769-510-501. Restaurant Catering Casa cu Flori. Acceptă provocarea și află tu cum e mâncarea. Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata la Bunătățile Copilăriei. Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfineti. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde cu vanilie, papanaș cu gem și smântână, gofre mici sau mari, la Bunătățile Copilăriei. Lângă piața centrală. Cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la el acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Toată lumea vorbește, mai ales românii. Și totuși avem ceva de spus. TV Giurgiu Tribun vă propune o emisiune pentru normalitate. Ce ar mai fi de spus? Realizator Gelu Brebenel.
luni până vineri, începând cu ora 17, este Breaking News la TV Giurgiu Tribune. O emisiune de redacție în care vă supunem atenției informațiile zilei aflate pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro, unde punem știrile în primul rând. Fii alături de redactorii noștri la Breaking News. Dezbatem subiecte din presa locală și națională în contextul actual și vă răspundem la întrebări. TV Giurgiu Tribune. Ia atitudine! Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Breaking News, sunt Nicoleta Pană. Începem o nouă săptămână cu informații proaspete din Giurgiu, pentru că la acestea ne referim în mod special ce se mai întâmplă prin urbea noastră. Vă putem spune așa că s-a făcut un nou pas pentru construcția unui nou spital la Giurgiu. Avem și o navă ponton pentru agrement care a sosit astăzi. Vorbim despre deschiderea a două cabinete de vaccinare pentru AstraZeneca tot azi la Giurgiu, amenzi după o petrecere la complexul de la Bălănoaia. Astra a avut meci cu Poli Iași în weekend, un incident cu un autoturism în zona autogării, dar și alte informații, avem și imagini, așa că vă invit să le urmăriți aici cu noi. Alături de mine este Alexandra Buzică. Bună ziua, Nicoleta, bună ziua, doamnelor și domnilor. Și deschidem cu vaccinarea, pentru că astăzi a început vaccinarea și cu vaccinul AstraZeneca. La fel ca în toată țara, și în Giurgiu a început acest proces, s-au deschis două cabinete de vaccinare, unul la centrul de la Florești Stoienești și un flux separat la Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu din municipiul Giurgiu. Avem și imagini de la Florești Stoienești cu o persoană care s-a vaccinat astăzi cu AstraZeneca, pe care le vedeți acolo. 60 de persoane pe zi se pot vaccina la Florești Stoienești, iar personalul medical provine din centrul de permanență din localitatea Florești. La Colegiul Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu pot fi vaccinate tot 60 de persoane zilnic. Deocamdată însă este posibil ca această capacitate să crească. În ceea ce privește vaccinul AstraZeneca, dintr-un flacon se pot extrage 10 doze, iar flaconul poate rămâne deschis chiar și 48 de ore, dar păstra la frigider. Vaccinul are o eficacitate de 60%, se administrează în două doze, iar rapelul poate fi făcut la 8 săptămâni. Vaccinul este indicat persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani. V-am spune mai multe date despre vaccinarea în județul Giurgiu, dar de la DSP, noul purtător de cuvânt care este acum acolo a decis să ne informeze doar vinerea, deși în toată țara DSP-urile comunică zilnic numărul de vaccinări, câte doze, prima, a doua, câte cu Pfizer, câte cu Moderna, urmează câte cu AstraZeneca și așa mai departe. Nouă, cred că ne-ar fi mai utilă o actualizare zilnică, așa cum se dă în general pe județe. Ar anticipa și răspunsul la multe întrebări pe care le avem și ar simplifica și mai mult urmărirea acestei proceduri, pentru că ne interesează acest aspect, dar poate ne aude cineva de la DSP de acolo și depune mai mult efort așa pentru munca pe care o prestează, pentru a ne oferi informațiile de care avem nevoie, pentru că sunt multe întrebări, sunt și reacții adverse despre care nu nimeni se vorbește, dar ele există, pentru că am vorbit cu persoane care au aceste reacții adverse, fie că le raportează, fie că nu, asta nu înseamnă că nu există, ușoare sau mai severe. Da, Nicoleta, într-adevăr putem semnala și faptul că numărul testelor a scăzut semnificativ. Da. Dacă în toată țara avem, nu știu, în fiecare județ undeva în jur la 200-300 de testări pe zi,
la Giurgiu decât 40. Da, 44. Uite, colega noastră, Camelia Sacchetti, a postat aici, de exemplu, de la Timiș, care testează masiv. Timiș azi a testat 729 de persoane și 165 au fost teste rapide. La Giurgiu, deși au fost testate până acum nici măcar 21.000 de persoane, 44 au fost testate în ultimele 24 de ore. Puține teste, ca și cazuri noi de coronavirus, 7 au fost astăzi la Giurgiu, iar pe județ este o incidență de 0,74. Ne bucurăm de această situație, că suntem pe scenariu verde, să spunem așa, dar asta nu înseamnă că este și realitatea din teren. Probabil și persoanele solicită mai puțin să fie testate în această perioadă, nu e perioadă de vacanță și de asta nu au mai solicitat testările sau... Este posibil ca numărul cazurilor să crească odată cu începerea școlilor? La Giurgiu, deocamdată, tot prin datele de la prefectură putem să vă dăm această informație. Niciun cadru didactic și niciun elev nu a fost depistat cu coronavirus. Ceea ce este un lucru îmbucurător, să ținem tot așa, să nu ne închidă iar școlile. Da, dar mergem mai departe cu un caz, am putea spune, de presă națională, pentru că am observat că toată presa națională l-a preluat. Amenzi după petrecere de majorat a fiului deputatului PSD, Elena Dinu. Da, este... un articol care a iscat foarte multe comentarii, nu l-am inventat noi. Prima dată au scris cei de la puterea.ro, de acolo am preluat și noi, după care ne-am interesat la poliție și ni s-a confirmat azi dimineață. A avut loc așadar în weekend de Sfântul Valentin o petrecere la complexul de la Bălănoaia, acela de la pădure, de acolo unde mergem la piscină vara, și n-a fost nicio restricție, au participat foarte multe persoane, cei de la puterea.ro vorbesc de 150 de invitați și dedicații muzicale pe 2000 de euro, iar punctul de vedere al poliției, pentru că cineva a sunat la 112, este așa că, într-adevăr, acolo a avut loc o petrecere, s-au deplasat polițiști și au și dat amenzi, dar ei au constatat că în interior se aflau 15 persoane. Deci, s-au aplicat 15 amenzi în valoare de 3.000 de lei, ceea ce înseamnă 200 de lei de persoană. Mi s-a părut o bătaie de joc. Să vă spun și de ce, pentru că dacă noi suntem prinse pe stradă fără mască, este 500 de lei amenda. Da? Exact. Dacă nu stăm distanțați într-un restaurant, iar câteva sute de lei. Și să vă spun așa, un copil, un părinte care serbează ziua unui copil la restaurant, nu poate să-i cânte copilului la mulți ani. Da, pentru că sunt interzise petrecerile, sunt interzise onomasticele, evenimentele de acest gen. Da. Și aici patronul localului a luat și el, sau administratorul societății comerciale, o amendă în valoare de 1000 de lei, adică 10 milioane. Și i s-a spus că n-are voie să mai facă ce a făcut. Dar e ca și cum ai certa un copil acasă și spui data viitoare dacă mai faci și te pedepsesc. Faptul este consumat, cheful s-a ținut, ca să spunem așa. Noi am încercat să o contactăm pe Elena Dinu, am sunat-o de câteva ori pentru un punct de vedere, dar la ora publicării articolului nu era disponibilă, era în Parlament cu treburi. Așadar, aș fi vrut să vă citesc și comentariile de pe pagina noastră de Facebook la acest material, pentru că sunt multe, s-au adunat câteva și oamenii tot așa spun că nimeni nu e mai presus de lege, că amenziile au fost prea mici în comparație cu dedicațiile care s-au făcut. Râdem noi, dar uite că unii pot și alții nu. Știi cum se spune, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Dacă se poate, se poate. Dar nu trebuie să se mai poată, pentru că legea este pentru toată lumea, așa că să fie respectată de toată lumea, mai ales de cei care merg și
fac legi și ne spun și nouă să le respectăm. Și mai ales despre un deputat în Comisia de Sănătate. Da? Cu distanțarea socială. Nu așteptăm pe doamna Dinu cu un punct de vedere, exact. Dacă vrea să ne lămurească cu privire la acest aspect. V-a spus, articolul este preluat de pe puterea.ro, dar confirmat de Poliția Giurgiu. Mergem mai departe cu un caz nefericit, am putea spune, s-a petrecut astăzi de dimineață. Un autoturism a luat foc în zona autogării, în apropierea trecerei de pietoni. Avem acolo și câteva imagini, le puteți observa. Da, sunt surprinse de un giurgiuvean, nu sunt de cea mai bună calitate, dar sunt destul ne de inspirăm da, de la cei care ne urmăresc. Șoferul a observat că iese fum de la motor și a ieșit imediat din autoturism. În momentul în care a ridicat capota, mașina a fost cuprinsă de flăcări. Ajungi la fața locului cu o auto specială de stingere cu apă și spumă și cu o descarcerare, pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta violent cu degajare mare de fum. Autoturismul, din păcate, a ars în totalitate. Cel mai probabil, spun pompierii, incendiul a avut loc din cauza unui scurt circuit da, electric. Da, ce era cauza cea mai probabilă. Eu mă întreb de ce n-a avut un instinctor acel șofer și ar fi trebuit să știe că în momentul în care ridici capota, în contact cu oxigenul, focul se va amplifica. Bine că nu a fost rănit, că putea să explodeze în față. Normal, la lege spune clar că nu ai voie să pleci fără triunghiuri reflectorizante, fără trusă de primă medicală și extintor. Da, dar probabil s-a panicat și încercând să vadă despre ce este vorba la mașină, uite că s-a produs nenorocirea și mașina a ars în totalitate. Dar da, trecem de la mașini la nave de data aceasta, pentru că Giurgiu are de azi înainte o navă ponton care a și sosit astăzi. Vedeți și imaginile, șantierul din Agigea a livrat către primăria Giurgiu această navă, ce a fost modificată grație unui proiect european cu obiectiv de amenajare de spații agrement. Are o lungime de 44 de metri și o lățime de 8 metri, deține spații noi pentru activități de agrement care vor fi folosite pentru expoziții, întâlniri, conferințe, dar este prevăzută și cu un spațiu de acostare. Deocamdată nava ponton va staționa în bazinul Veriga, în zona poliției de frontieră, urmând ca după amenajarea zonei să fie ancorată pe canalul Sfântul Gheorghe. Nava comandament a fost ținută o perioadă în conservare la șantierul shipyard. A fost modificată în vederea transformării navă ponton la șantierul din Agigea, fiind dotată conform proiectului european depus și câștigat de primăria Giurgiu, amenajarea de spații pentru servicii de agrement în zona Lac Giurgiu. Proiectul european din care face parte și nava ponton are o valoare de aproximativ 3.700.000 de lei. Vă putem spune și ceva despre nume, pentru că știți că pe pagina primăriei a fost un sondaj de opinie cu privire la atribuirea unui nume acestei nave. Noi pe surse am aflat că aceasta ar purta numele de Marița, pentru că nava Bric Marița a fost prima navă cu pavilion românesc lansată la apă la Giurgiu în 1834. A fost construită din materialuri românești, așa cum se scria în acele vremuri, e botezată cu numele doamnei Marița, soția principelui Gheorghe Pipescu, și aflăm despre ea din volumul O flotă pierdută, scrisă de Corina Apostoleanu și Constantin Cumpănă. Așadar, aceasta este nava ponton pe care o vedeți și de care în curând ne vom putea bucura cu toții de ea, imediat ce proiectul european va fi implementat și finalizat. Scriau și giurgiuvenii pe Facebook că de-abia așteaptă să se plimbe cu această navă. Nu știu dacă va efectua plimbări, dar vom putea participa acolo în spațiile de agrement, la expoziții, la întâlniri, la alte evenimente culturale, totuși să spunem așa. Totuși este ceva nou pentru giurgiuveni. Și frumos, da. Avem Dunăre, avem și avem canalul Sfântul oraș Gheorghe. Și la Dunăre. Da, avem, este normal să avem și noi o astfel de navă, iată acum sosită de la Agigea și modernizată.
Da. Dar s-a făcut, iată, un pas în acest proiect european și... Urmează un nou pas. Dar tot spre bine pentru sănătate, Giurgiu. Da? Da, în sănătate de această dată. Este vorba de spre încă un pas în ceea ce privește un spital nou la Giurgiu. Construirea unui spital nou la Giurgiu mai face un pas, exact cum v-am spus. Consilierii locali au aprobat astăzi, în unanimitate, în cadrul ședinței extraordinare, trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului Giurgiu al unor suprafețe de teren. Acestea sunt necesare pentru includerea în proiecte pe care Consiliul Județean le are în pregătire pentru accesare de fonduri externe nerambursabile în domeniul sănătății. Terenurile sunt amplasate în vecinătatea Vămii Giurgiu, unde Consiliul Județean Giurgiu intenționează să construiască un nou spital de urgență, centru de servicii paliative, serviciul județean de ambulanță și centrul județean pentru tratarea bolnavilor de cancer și radioterapie. Primarul Adrian Anghelescu a declarat la sfârșitul ședinței că mi-aș dori foarte mult ca acest proiect să aibă succesul pe care contez, pentru că mi-aș dori foarte mult, atât eu cât și giurgiuvenii, să avem un spital cu reale proceduri și protocoale, ținând cont de contextul pandemic pe care îl traversăm. Da, și a mai spus primarul Adrian Anghelescu în ședință că suntem ultimii care depun acest proiect. Celelalte județe interesate au depus în perioada 2016-2020, dar asta nu înseamnă că nu vom avea și noi succes, nu, acest proiect nu va putea răzbate, pentru că toți ne-l dorim foarte tare. Se știe că Spitalul Județean Giurgiu are o infrastructură veche și se impune construirea unui nou spital județean modern, așa cum vedem atât în alte județe, dar mai ales în străinătate, da, unde foarte mulți unul dintre modern, noi merg să se trateze. Unul modern și poate că acela va întruni toate solicitările celor de la ISU ca să poată să fie avizat, sincer. Cred că și acesta va fi avizat dacă se investește și dacă vor fi respectate toate acele norme de securitate la incendiu. Vă și spuneam săptămâna trecută că acolo se vor monta detectoare de gaze, de oxigen. Consiliul Județean urmează să achiziționeze 20. E nevoie de mai multe, dar este un prim pas. Sunt și costurile foarte mari. Deocamdată atât a permis bugetul, dar în cursul anului vor fi achiziționate și celelalte. Important este să existe și să se mai elimine din riscul producerii unor tragedii. Foarte și bine să că... încercăm să înlăturăm orice... punct, orice... Da, orice slăbiciune, pentru că sunt deficiențe încă, dar încet, încet ele vor fi remediate, să ne simțim în siguranță și noi din afară, dar și cei care au nevoie de tratament în Spitalul Județean Giurgiu. Mm. Și pentru că vorbeam de proiecte, nu doar despre sănătate, vorbim în continuare, sunt proiecte de necesitate și în alte domenii, iar deputatul PNL Gabriela Horga s-a plecat asupra lor, iar la finalul săptămânii trecute a avut mai multe discuții, în special în educație, dar și în cele care țin de economie, putem să spunem așa, pentru că s-a purtat discuții cu Mastercard despre dezvoltarea unor proiecte pilot în județul Giurgiu și Ilfov pentru liceeni, tot pentru încurajarea incluziunii financiare și inovării, dar și dezvoltarea unor proiecte pilot de inovare în e-commerce. Trebuie să mai vorbim și în acest limbaj, pentru că este vorba de digitalizare și se digitalizează totul, dar nu au fost uitate nici problemele din învățământul giurgiuvean. Da, astfel că la întâlnirea cu sindicatul Spiru Haret Giurgiu și cu profesorii din județ care fac parte din sindicat, s-a discutat despre cum se poate desfășura reluarea cursurilor, soluții pentru creșterea promovabilității în județ, dar și pentru formarea viitoarei forțe de muncă specializate adecvate noilor nevoilor companiilor care activează în Giurgiu, astfel încât să aibă meserii bine plătite.
Problemele semnalate de profesori vor fi discutate în Ministerul Educației, dar și cu membrii Comisiei de Educație din Camera Deputaților și Senat. A mai avut loc o întâlnire săptămâna trecută între deputatul de Giurgiu, Gabriela Horga, dar cu președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități în Energie. Au fost discutate investițiile în întreținerea, dezvoltarea și extinderea gazelor naturale, un proiect extrem de important pentru localitățile din județ, care trebuie să acceseze la aceste proiecte și care țin de dezvoltarea localităților pe care primarii le păstoresc. Dar Gabriela Horga se poate întâlni și cu giurgiuvenii în situații speciale față în față, dar mai ales prin intermediul adresei de e-mail, unde vă și puteți programa la cabinetul său parlamentar. Este în Giurgiu, în strada Grase numărul 12, unde puteți discuta problemele comunității. Este aici pe Giurgiu Tribune -ro și giurgiu-tribune.ro. Da. Așa este adresa de mail, gabriela.horga@cdep.ro. Intrați și o vedeți, ca să nu vă notați greșit așa cum vă dictăm noi aici, se poate înțelege greșit, și dacă aveți vreo problemă sau vreo interpelare, îi puteți scrie acolo și sigur vă va și răspunde. Da, doamna Horga spunea undeva săptămâna trecută că în cadrul acestor întâlniri cei care au o adevărată problemă se pot întâlni și cu parlamentarii Toma Petcu și Alexandru Andrei. Sigur, pentru că împreună acolo se pot soluționa adevăratele probleme, mai ales că îi fac parte din comisii diferite în Parlament și așa pot să cuprindă o arie mai mare a problemelor, dar și să găsească soluții în rezolvarea lor. Dar a vorbit puțin și despre politică, să zicem așa, deși nu e politică, e mai mult administrație. Vorbim și de fotbal, că se pricepe toată lumea. Vă spuneam și vineri, în ediția de atunci Breaking News, că Astra are meci în weekend și a avut într-adevăr în deplasare cu Poliaș în etapa 23 din cadrul Ligii 1 la fotbal. Și a învins. Astra a scris 3 goluri, în timp ce ieșenii au marcat 2. Primii care au deschis scorul au fost ieșenii prin Iriu Ando, dar Astra a revenit și a înscris de 3 ori până la pauză prin Montini, Candija și Urtiș. În minutul 50, Poliaș reduce din diferența prin calcan, dar până la sfârșitul partidei, scorul a rămas în favoarea Astrei. În urma acestei etape, Astra Giurgiu ocupă locul 13 cu 25 de puncte, în timp ce Poliaș se îndreaptă spre retrogradare, fiind ultima clasată cu 16 puncte. Foarte bine, mă uitam aici să caut în etapa 24, dar nu o găsesc. Când va mai juca Astra, poate mă ajută Liviu puțin, dar văd aici ce a fost 14 februarie, nu, Astra Giurgiu Poliaș. Asta a fost în weekend, dar dacă vreți să vă mai spunem din clasament, pe primul loc este FCSB cu 48 de puncte, urmată de CFR Cluj și Universitatea Craiova. Iar la retrogradare sunt înscrise până acum FC Voluntari cu 20 de puncte și Politehnica Iași. Poate îmi găsește Liviu etapa cu numărul 24. Stai puțin că am găsit și eu, că sunt pe site-ul LPF, acolo de unde mă uit, și Astra Giurgiu ar trebui să joace acasă, da? Pe 20 februarie are cu Dinamo. E un derby, să spunem așa, da? Derby etapei. Eu țin cu Dinamo, se știe, am mai spus-o. De data aceasta n-am cum să o susțin pe Astra, așa că voi ține cu Dinamo, echipa mea de suflet. Da, da, având în vedere că se joacă la Giurgiu, s-ar putea să avem parte de o surpriză. Ce surpriză să avem? Că stadioanele tot goale vor fi. Contează foarte mult prezența publicului și, oricum, dacă ne amintim, atunci când nu era pandemie și venea Dinamo la Giurgiu,
Tot mai puternică era galeria Dinamo decât galeria Astra, se știe că ultrașii de la Dinamo sunt vocali, așa că până se vor mai deschide stadioanele și la noi, nu știu când se va mai întâmpla lucrul ăsta, dacă tot o ținem așa din stare de alertă în stare de alertă. Cum spui tu, pe vremea aceea... Stăm și în alertă meteo. Da, cum spuneai și tu, în vremea aceea, jandarmii chiar ne dădeau foarte multe știri pe teama asta, da, cu foarte multe aveau loc și incidente, aplicate. E adevărat, chiar și înaintea meciului și după, acum depinde. Dacă învingea Dinamo, suporterii se manifestau într-un fel de fericire. Dacă pierdeau, se manifestau în același fel, dar de supărare. Și erau și amenzi, erau și interdicții de a mai intra pe stadion, dar vorbeam de alerte, de starea de alertă, avem și o alertă meteo, să-i spunem așa, pentru că tot e ger. Da. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă și pentru județul Giurgiu, care vizează vreme deosebit de rece cu ger noaptea și dimineața, astfel că în intervalul 15 februarie ora 20, 17 februarie ora 10, temperaturile vor scădea semnificativ, în special noaptea și dimineața, când se vor înregistra între 0 și minus 15 grade Celsius. Maximele termice din cursul zilei de marți 16 februarie vor fi predominant negative și se vor încadra în general între minus 6 și 0 grade. Hai, lasă că o să scăpăm noi și de frigul ăsta, este februarie, cred că ne-am cam plictisit așa să stăm în casă, să spunem, unii dintre noi au mai ieșit chiar dacă a fost frig, dar toți vrem primăvara pentru că o percepem ca de obicei, ca pe un nou început. Dacă stai să te gândești, înainte erau, când eram noi copii, erau niște ierni destul de grele, cu multă zăpadă, cu mult ger, cu... acum de vreo 2-3 ani de zile de când nu mai avem nici zăpadă și așa, când ne dă un pic de frig, deja gata. Da, pentru că nici nu prea ne mai adaptăm așa de repede ca altă dată. Au fost și mari variațiuni de temperaturi, adică s-a trecut de la 16 grade la 0 minus. Grade sau la minus și nu ne-am mai putut adapta. Organismul are nevoie de câteva zile să se adapteze. Mi se pare săptămâni. Foarte frig, așa că așteptăm să treacă și valul acesta de ger de peste România și să vină și la noi căldura, să spunem așa. Dar până atunci noi dăm dovadă de multă căldură sufletească, este cea mai importantă. Sperăm să o aveți și dumneavoastră, pentru că v-am prezentat cu multă căldură acest breaking news care a ajuns acum la final. Și cu multă forță, că doar este început de săptămână, nu? Sigur, mai sunt multe de discutat în fiecare zi la 17 aici, așa cum v-am obișnuit. Iar la final o să vă lăsăm cu imaginile cu nava Ponton care a sosit astăzi la Giurgiu, să o admirați așa prin intermediul nostru, iar când va fi gata, pregătită să primească și vizitatorii, o puteți vedea în realitate. Eu sunt Nicoleta Pană, Alexandra Buzică și vă dorim un început de săptămână excelent!
Gol în cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.